Fraților, deci nu uitați că pe Eneba găsiți cele mai bombă jocuri la cele mai bombă prețuri. Dacă vreți să vă cumpărați un joculeț, e bine, Eneba este soluția. Aveți linkul în descriere și pe lângă toate aceste oferte folosiți și codul ZUZANDREI pentru că primiți 1 euro gratis și 3% reducere la fiecare comandă. Haideți să trecem la episod. Fraților, deci avem o problemă foarte, foarte mare. Trebuie să ne mișcăm foarte repede. Spune-ne, Nicolae, ce s-a întâmplat, că tu erai prezent acolo. Deci eram eu cu un coleg. Așa? Poate la un bloc, au venit doi, ne-am luat cu ei în gură, după i-am omorât, a trecut poliția pe acolo și eu am reușit să mă urc în mașină să fug, l-a luat poliția și deci, acum... practic, ei acum trebuie să facă un transport să-l ducă la închisoare, da? Hai să nu mai pierdem timpul, că deja am pierdut foarte mult. Băieții, ideea este în felul următor. Ne-au furat un om, polițiștii o să aibă transport să-l ducă la închisoare. Pentru că, na, ei mei sunt, Nicolas al meu e un, e un mafio de nădejde, ca să spun așa. Trebuie să mergem să salvăm băieții raptorul, toată lumea raptorul. Hai patru raptoruri, băieți. Hai să dăm deținut aici. De eu n-am, stai așa că trebuie să cumpăr repede raptorul. Cumpără raptor, bun, deținute, raptor. Gata, scoatem patru raptoruri, băieți. Oprim muzica asta. Fraților, bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life, o să fie o acțiune nebună. Uitați-vă la tot episodul, băgați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postați și mai multe videoclipuri. Și nu uitați că ne jucăm pe High Life România Roleplay. Aveți toate detaliile acolo jos în descriere, este un server absolut genial. Și vă aștept aici pe toată lumea, băiți. Bun, băi, hai să vedem până se strâng ei. Deci ei trebuie să-l ducă la închisoare, da? Înseamnă că ar trebui să o ia. Deci... ei trebuie să ajungă la închisoare, o iau pe ruta 13, bun. Deci aici trebuie să ajungem, pe podul ăsta, vin pe aici, întorc. Bun, toată lumea, haideți. Veniți după mine. Trebuie să întoarcem. Veniți după mine, trebuie să ne mișcăm puțin cel mai repede. Dar să frânați și voi ca băieții, nu îi dați blană, da? Mergem așa frumos, elegant, cum trebuie. Și nu uitați, jocuri extrem de ieftine, doar pe Eneba. Aveți link-urile acolo jos în descriere. Pe lângă faptul că sunt niște jocuri foarte șmechere și la prețuri foarte bune, băgați și codul ZUZANDREI pentru că mă ajută și pe mine, dar vă aștept și pe voi cu 1 euro gratis și 3% reducere. Băi, 4 km până acolo. Bun, revenim când ajunge, trebuie să facem niște planuri de ambuscadă. Băi, mamă, ăștia deja se lovesc în cur. Trebuie să facem niște planuri de ambuscadă pentru că trebuie să ne salvăm cumva cu echipierul. Mamă, o să fie foarte, foarte interesant. Băieții, revenim când ajungem la închisoare. Let's go! Deci, băieți, o să iasă nebunia. Avem un plan foarte bine pus la punct. Fiți atenți! Ideea este că ei o să vină dinspre oraș. Deci, clar, vin din partea asta. De aici, dinspre oraș, o să vină. Ca să ajungă la închisoare, v-am spus, trebuie să se urce pe aici, pe pod, uite, pe partea aia. Și noi avem un fel următor. Deci, ei o să urce pe pod, uite, fix pe aici. Pe aici o să urce pe pod, o să facă stânga. Nu o să-i vadă pe colegii noștri aici. În momentul în care ei intră pe pod și le dau eu semnalul, cei doi de aici o să intre, o să blocheze podul aici, o să intre așa puțin telănii cât să-i lovească un pic, blochează podul, se dau jos din mașină și-i amenință și noi doi suntem aici în față. Practic, uite că vin. Hai băieți, hai. Mama, au venit mai repede decât credeam. Intrăm? Băieți, sunteți gata? Nu aștepta, dă-te mai în spate, dă-te mai în spate, aștepta să intre. Uite transportul, hai, blocați. Dați peste ăsta cu motorul. Mamă. Amenințați jos, blocați. Mamă, un cap aș gura voastră. Jos. Trage-mă. Mamă, cum i-a făcut mașina, bro. Nu. Hai colegul. În genunchi toată lumea. Puneți în genunchi pe toți, în genunchi toată lumea. În genunchi. În genunchi toată lumea. În genunchi. Dați-l pe colegul jos. Dați-l pe. Stai cu arma pe ei, stai cu arma pe ăsta. Dați-l jos. O loftus mașina, mătii. Colegi, avem probleme. Dați-l jos repede din dubă de aici. Jos! Nimeni nu mișcă, mișcați, ați murit, stați cu arma pe ei, mamă cât sunt. Mișcați, ați murit, dați-l jos. Uite din dubă încolo, dați-l jos, nimeni nu mișcă. Colegii, trebuie să luăm repede și băgați-l în raptorul verde. Hai, luați-l, du-te raptorul verde, jos! Nimeni nu mișcă.
Hai repede în mașini, în mașini. Băgați în mașini repede, repede. Stați cu arma pe ei. Nicula, sunt niște. Hai. Domnule, ce ne-ați făcut? Mașini! Nu vorbi, taci din gură. Hai în mașini repede și plecăm. Plecăm. Ieșim pe autostradă, pe unde puteți, ieșim pe autostradă. Hai. Stai, ca să nu-i calcă ăștia pe aici. Ieșim pe oriunde, ne vedem pe autostradă, haideți. Mersi că m-ați salvat. Ce-ai făcut cu metre? Suntem aici pentru tine. Hai de aici, aici, în partea. Hai, în partea asta. Suntem toți în mașina astea? Hai că mai vine un Raptor. Mai vine un Raptor. Vin eu. Că e cu noi? Stai așa, e al nostru Raptor ăsta? Da. Eram blocat acolo, dă-i. Hai, merge. Hai, că se mișcă și ei. Mergeți. Vin după noi, repede. Mamă, ne fugăresc ăștia, brodere. Hai, mă, cum vin după noi? Cum scăpăm, băieți? Hai, repede, pe autostradă, drept în față. O luăm pe munte, dacă e. Fiți atenți ce facem, hai să le facem o manevră. Unde poți să întorci ăsta din față, frânezi și întoarcem. Uite aici, unde poți, uite, prin astea. Mai în față. Frânăm și întoarcem, că nu se așteaptă. Aici. Mai este un pic chestia. Aici, bă! Băi, întoarce. Aici, întoarce. Hai, că le facem manevră. Le facem manevră. Haide că le facem manevră. Haide. Let's go, boys. Bă, ce Caterinca. Mama, întors unul aici. Repede. Urgent. Mamă, băieții. Dacă se apropie foarte mult, da. Sus pe... Nu. O luăm așa pe pod. Și fiți atenți. Ne întoarcem aici stânga. Pe unde putem, uite aici, stânga. Pe la jalzelele astea, sau ce dracu sunt. Și o luăm înapoi, Blana, haide și acum scăpăm de... S-a întors, ne-a văzut, nu, pit maneuver. Ne-a văzut. Blana, s-au blocat. Bă, sunt aici. Dacă trag și ei, trage și voi la roți. Hai că trebuie să ajungem undeva, să ne băgăm într-un magazin, ceva. Pe drumul la stânga aici în față. V-am scos markerul, puneți pe artă undeva unde putem intra și noi. Holy shit, băieți. Casa aia prostă din fermă. Nu știu, pune undeva unde putem intra să ne baricadăm. Vedeți că s-a apropiat unul de mine. Vine cu viteză și vine și motorul. 3013 toți. Hai că frânez. 3013, veniți după noi drept în față. Vin, dar vine ăla cu motorul tare. Haide, ăștia suntem noi, nu? Hai, Blană. Blană. Hai că vine ea. Mamă, băi! Deci roleplay-urile astea sunt tanki, ești nebun? Aveți grijă la curba aici să nu vă loviți! Încet. Frânați un pic! Nooo! Mamă, colegul, dați-vă jos să-l ajutăm! Jos! Eu să ne dăm jos să luptăm. Mâinile sus! Faceți cover, ne urcăm la voi! Hai! Ne urcăm în mașină, hai! Urcă! Hai, urcați-vă în mașină, repede. Hai, urcați-vă. Fugi. Mâine sus. Hai, fugim, 3013. Poliție în față. Trageți. Fugiți, hei. Mamă, mă, cavaș. Trebuie să ne băgăm repede undeva, că n-avem cover. Haideți tare. Acolo, 3013. Wow, cum a fost asta. Mamă, trăgeau polițiștii aia din față. M-a bălit în piept, colegul. Holy. Stați așa să-mi pun o armură. Eu nici n-aveam armură. Gata, mic. Ba nu, hai în altceva. 3013. 3013, repede. Hai, 3013, hai că e bine, mașina rezistă. Mă doare cap. Repede, hai. Intră pe spate sau pe aici? Pe aici, intră. Hai că vin, repede, jos. Ai pus asta, hai. Repede, că vin, repede. Holy, suntem bine, rămâneți aici. Păziți ambele intrări. 3 la o intrare, hai. Stau eu aici, în față. Mamă, ce e aici. Băi, stai aici în cameră, nu pleca din camera asta, veniți aici. În aceeași cameră, dar păziți ambele intrări, că sunt două intrări. Dacă intră, tragem. Cred că au tras și ei. Vedem. Colegii și în spate. Păi vino mai aproape, vino mă în camera asta, uite, stai aici la cover. Au tras. S-a tras. Nicola, să vină în spate. Aici, poliția, aici. Toți sunt aici. Da, să dăm pașnic. Vedeți că au scos armele.
Vor să tragă, sus. Deci tragă. Stați la cap, nu, 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 nu trageți. Vine cu mâinile sus. Nu trageți, că vin cu mâinile sus. Aveți grijă în spate. Ce faceți, domnule? Cu ce vă ajutăm? Aaa, ne-ați prins. Colegii, asigurați spatele, da? Da, da. Spuneți-le colegilor să lase armele jos. Hai, colegii, să... Holy schnitzel! Lăsați armele jos. Bombă, bombă, bombă. Aolea, ce ne-ați făcut? Dar cum ați reușit? De unde ați știut? Îl avem pe tovarășul ăsta care e un dezertor. Am înțeles. Era și el cu voi acolo când ne-ați luat, l-ați luat-o static pe tovarășul nostru. Acum da, i-am pus o armă în mână și e foarte nervos, să știți. C-am văzut. Ia spuneți, cu ce vă ajutăm? Vreți să vă dăm omul înapoi? Nu prea aveți ce om să ne dați înapoi. Păi cum nu avem ce om să vă dăm înapoi? Păi și acum este în custodia dumneavoastră, asta e problema. Exact, deci plecăm fericiți, da? Cam așa ar trebui, nu știu, acum dumneavoastră decideți, deoarece sunteți mai mulți. Păi haide, zi bună! La revedere! La revedere! Să nu încercați manevre! O să încerce manevre, o să încerce manevre, o să ne aștepte la ieșirea din spate, mai mult ca sigur. Haide să ne... cât suntem aici? Suntem toți, da? Haide să fim pe acolo pe unde am ieșit data trecută. Nu, 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 o să se aștepte la ieșirea aia, că am mai văzut că am ieșit. Pe unde ieși, în ce facem? Ia, asigurați un pic zona să ne gândim, țineți fața și spatele. Eu zic să mergem peste ei și omorâm. Și eu zic să mergem să-i omorâm. Acum trebuia să tragem, că n-aveam șansă. Ei nu aveau ordine. Da, vedem. Cred că au plecat, că nu mai e nimeni aici în față. Sigur? Eu cred că o să ne mai urmărească. Băi, cred că s-au ascuns. Ia, veniți aici în spatele meu, veniți în spatele meu. Ieșim în ce cu toții, ieșim în ce cu toții. Hai, în ce cu toții. AK-urile în mână. În ce cu toții, vedeți dacă e liberă zona. Sau sirene de poliție. Sunt mașini aici. Mașini. Ne așteaptă afară. Bă, înapoi, ce faceți? Sunt toți acolo. Unde? Înapoi. Sunt în dreapta toți. La ieșirea din spate sau unde? Se adună în partea de dreapta. Bă, uite o mașină aici în dreapta, uite o mașină în dreapta. Fiți atenți, ne urcăm repede în Raptor și fugim? Da. Da, hai. Hai, 3, 2, 1, go! Mergem, hai, ne vedem. Hai, fugiți! Stai mă, hai, nu, fugi! Mai e unul, hai! Fugi, mă! Hai, fugi, dai! Hai, coleg. Trageți la roți, la roți! Aaa, colegii, trageți la roți! Aaa! Se-a prins, jos! Aaa! Colegii! Ajutor! Aaa! Mamă, mâncava! Trage în ei! Mamă, ce-a fost aici, e nebun la cap! Colegul, respirați gură la gură! Mamă! Mamă, până la urmă poliția. Frate, dar am avut șofer cam pămpălău. Dacă eram eu șofer, puneam direct mare frână. Ești nebun, mare frână, îi dădeam pit manuver. Mamă, ce a fost aici, băieți. Stați așa să ne dăm un revive. Dar stai să moară ăsta, a murit. Să-mi dau un revive ca să... să văd ce se întâmplă aici. Ia uite pe mine, încă mai trag acolo. Încă se trage în poliție, ăștia-s morți. Mamă, ce e aici, băieți? Mare haos, ești nebun? Băi, până la urmă, cam așa e cu roleplay-urile faine, bro. Iese și bine, dar iese și rău, știi ce zic? Adică... pana mea, am încercat să ai... prea mulți. Bravo, băieți, prea mulți ați fost, ești nebun? Stai, mă. Urlul ăla e să nu o tragă ei. E bine, mă, lasă că e bine, că sunteți mulți, mă, cavași. Lasă că ne răzbunăm data viitoare, vedeți? Poate ne mai capturați oamenii. Super, Caterinca a fost. Bă! Da. Staticul. N-a apucat foarte mult. V-am omorât și noi oameni? Nu prea, nu? Păi credeam că... nu, am văzut ceva, nu știu, mai intens, mai... dar nu prea. Să aveți și voi ceva. Nice, hai că a fost mișto, a fost drăguț. V-am făcut-o acolo pe autostradă, v-am prins un pic așa. Da. V-am făcut schemă. Bă, că doar ați fi blocat, că nu am fi continuat. Așa, a fost un pic urât că ați intrat, dar a fost bine. A fost bine. Hai, vă pup. Zi bună. Ciao. A fost bine.
Ne vedem la casă, băieți. Hai că a fost un roleplay super bombiță, băieți. Chiar a fost Caterinca, sper că v-a plăcut. V-am spus, nu toate ies bine în pana mea, pentru că, na, îi și omorâm. Ne mai și omor. Omor, what the fuck, ne mai și omoară, îi mai și omorâm, mai și câștigăm. Ia uite-l pe ăsta, stai mort. Hai că am omorât și noi, polițist. Hai că am omorât și noi pe cineva, e bine. Măcar atâta. Data trecută, frate, i-am rupt, i-am omorât pe toți când am făcut roleplay cu cei din Bloods. I-am omorât pe toți și am scăpat și noi cu viața, a fost bomba. Acum ne-au și omorât, că pana mea, na. Sper că v-a plăcut, băieți. Dacă vreți mai multe clipuri, știți deja ce aveți de făcut. Rupeți acolo like-urile alea. Băi, am o întrebare, se supără dacă e o mașină de serie, că vă că uitat de ea. Aaa, e închis asta, bun. Aș merge din noi către casă. Eu de obicei îmi dau revive ca să vedeți rezultatul, frate, că dacă stau mor nu vedeți nimic. Așa, vedeți frumos, bam, tot ce trebuie, băieții. Deci, sper că v-a plăcut. Băgați acolo multe like-uri, v-am spus, o să băgăm o grămadă de live-uri aici pe server. Vă aștept diseară de la ora 8 pe live. Ne jucăm GTA Real Life, bineînțeles. Toate detaliile serverului acolo jos în descriere. High Life România, rolul pe un server absolut genial. Oameni super mișto. Vă așteptăm aici. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută în continuare. Vă doresc tuturor. Bye bye.